2013 s-a încheiat din punct de vedere financiar cu plusuri. Și mă refer în primul rând aici la valoarea PIB-ului, la faptul că în ultimele 4 luni de zile prețurile au scăzut cu 1,52%, la valoarea inflației, care are cea mai mică valoare după 90, 1,5. Și de asemenea, un fapt îmbucurător este pentru prima dată când balanța schimburilor economice în ceea ce privește mărfurile agroalimentare este pozitivă. Am exportat mai mult decât am importat. Acest lucru se datorează faptului că anul 2013 a avut cea mai mare producție agricolă din 90 încoace. Și useliștii argeșeni dau asigurări că 2014 va fi și mai bun. Economia să crească, să rămână într-un trend ascendent, deficitul bugetar să scadă la 2,2% față de anul trecut de la 2,6%, iar investițiile să ajungă la 6% din PIB, așa cum guvernul Ponta și-a asumat. Anul 2014 va fi un an în care împrumuturile pe care noi le vom face, le vom face cu un procent de 11% mai mic față de anul 2013. Așa cum spuneam, sunt lucruri bune și vom vedea în așa fel cum se vor simți și către cetățeni. Creșterea economică a fost văzută și de Uniunea Europeană, spun useliștii argeșeni. Toate aceste lucruri au făcut ca Banca Mondială să modifice previziunile pentru dezvoltarea economică în anul 2014 și am văzut că au ridicat procentul de la 2,5% la 3%.